Statistica spune că femeile sunt la putere în orice domeniu, așa că nici această carte nu minte. Rezultatele și-au spus cuvântul. Este o mândrie să faci parte așa dintr-un, să zic, o eleganță sau cea mai frumoasă parte a sportului românesc, vorbind de elita care este adunată în această carte. Dar ce este cel mai important pentru mine? Cât de repede s-a născut această carte și cât de repede au spus da toate cele care au scris în această carte. Ați scris și dumneavoastră? Bineînțeles. Eu mi-aș dori ca toate proiectele care se nasc pentru sport să aibă o asemenea viteză și cu siguranță că vom vedea mai mulți copii în săli, pe stadioane, în competiții naționale, internaționale, și asta arată că nu există, nu se poate. Cum a fost experiența de scriitoare? Pe o experiență de scriitoare n-aș putea să spun că am fost scriitoare, ci pur și simplu, în câteva cuvinte, am încercat să aștern în această carte cam toată activitatea mea de când am deschis ochii, să zic, pe sport și până am ajuns ca notoarea secolului. Pe coperta este Nadia, da. Cel mai probabil. 10. 10 care nu are egal. Vedem aici și tabela în Muzeul Sportului numărul 1, care de fapt este 10. Mi se pare normal, îmi pare rău că nu a putut fi cu noi aici, dar sunt convinsă că proiectele pe care le promovează pentru România ajută mult mai mult decât prezența ei aici. Știm că este cu sufletul întotdeauna alături de tot ceea ce se face frumos în sportul românesc. Le luați în brațe pe gimnaste acum că s-au calificat la Olimpiadă? Păi eu le iau în brațe oricum, nu trebuie să le iau în brațe doar că s-au calificat la Jocurile Olimpice. Eu ce-mi doresc să le iau în brațe la anul, la Paris, după ce se termină finala pe echipe, pentru că au demonstrat că se poate. Eu doar ce-mi doresc și le recomand să dea dovadă de echipă, pentru că în echipă s-a demonstrat că se pot face cele mai frumoase performanțe. Să avem încredere în gimnastică, să avem încredere în gimnastică pentru o medalie la Jocurile Olimpice, ținând cont că au fost destule probleme în ultimul an? Da, eu îmi doresc să dea dovadă de înțelepciune, să, așa cum am spus, să fie o echipă, pentru că s-a demonstrat că am fost foarte aproape de o medalie prin locul 4 cucerit de Sabrina. Îmi doresc ca și Sabrina să facă parte din echipa națională a României și să nu fie doar să ajute echipa la calificare, ci pur și simplu să tragă la aceeași căruță cu toate celelalte sportive, să dea dovadă colectivul tehnic de maturitate, să le crească într-un spirit frumos, într-un spirit elegant, exact așa cum a demonstrat gimnastica că este în stare, și cu siguranță că Parisul va arăta mult mai frumos. Mai stați cu biciul pe ei înainte de plecare? I-ați criticat că au plecat atât de mulți oameni, poate care... Nu, eu nu stau cu biciul pe nimeni, pentru că performanța nu se face stând cu biciul pe cineva. Performanța se face cu pasiune, performanța se face cu dedicare, performanța se face cu sacrificiu. Performanța este enorm de grea, dar este foarte frumoasă, și cine înțelege acest lucru, cu siguranță că nu are cum să nu aibă și niște rezultate frumoase. Pentru că nu este suficient doar să ocupi o poziție într-o instituție și doar să stai comod și să nu faci nimic altceva. Aici nu mă refer la gimnastică, ci în general, atunci când te dedici și, nu știu, candidezi, concurezi și îți dorești să
fie port standardul acestei discipline, unei discipline, trebuie să știi că ai foarte multe obligații.